Cum e la startul noului sezon? Cum te simți tu personal și cum a fost perioada de pregătire? Salut! Mă simt foarte bine, personal sunt foarte bine pregătit, am făcut un cantonament foarte bun și tot grupul cred că o să fie bine la ora jocului. Cum crezi că va arăta acest joc? Primul meci, cum e de obicei, un meci greu, ne dorim să câștigăm primul meci, să începem cu dreptul. Ne așteptăm la un meci foarte greu, dar dacă suntem concentrați și facem ce am făcut la antrenamente săptămânile astea, cu siguranță o să câștigăm. Foarte multe schimbări de lot la ei. Sincer, nu m-am uitat peste lotul lor. Cine o să intre să joace cu noi, o să-și dea viața. Eu îmi doresc să arăt eu foarte bine și echipa. Spune-ne cum e cu noul antrenor, cum a fost. S-a schimbat ceva? E ceva diferit? Nu știu. Da, domnul antrenor are principiile lui de joc. Le-am antrenat la antrenament și sper că anul acesta să fie un an mai bun ca și anul trecut. Schimbare de, eu știu, ritm de joc, de viteză, de alte lucruri, ceva? Asta le prindem cu meciurile, când jucăm din 3 în 3 zile, o să prindem ritmul de joc, dar, cum v-am spus, am făcut o pregătire foarte bună și nu cred că o să fie probleme. Cum l-ai descrie pe Dinu Todoran ca om, ca persoană? Ca om, într-un cuvânt, un om foarte bun. Cum te-a cucerit, ca să zic așa? Păi nu m-a cucerit doar pe mine, a vorbit cu tot grupul. Ne-a susținut, a spus să avem încredere în noi și anul acesta o să fie un an foarte bun. Pentru tine personal, ce obiective ai avea în acest sezon? Prinzi transferul despre care se tot vorbește? Sincer, dacă începe campionatul, nu mai mă gândesc la transfer, mă gândesc doar să joc foarte bine, să îmi depășesc cifrele care le-am obținut anul trecut și să câștigăm campionatul. Ăsta este obiectivul nostru. Da. Doare? Adică, nu știu, e un moment neplăcut sau greu pentru tine faptul că se tot scrie că urmează să pleci și totuși rămâi aici? Ei, nu s-a mai scris de o lună de când am luat vacanță. E bine, mai bine așa, nu am nicio treabă, vedem ce o să fie pe viitor. Eu îmi doresc să încep campionatul foarte bine și să am cifre foarte bune și să mai ajut echipa. Bun, e clar că pleci cu gândul sau plecați cu gândul să câștigați campionatul, dar spune-ne, care e atuul vostru? Din ce ai apucat să vezi până acum, măcar așa, eu știu, i-ai văzut pe cei de la CFR, ai văzut un meci al Universității Craiova în Supercupă. Eu știu, care ar fi atuul vostru în fața acestor echipe? Fiecare meci o să fie foarte dificil, dar noi suntem o echipă foarte bună, cu jucători foarte talentați și spun că anul acesta o să fie un an foarte bun pentru că avem valoare. Vezi CFR-ul schimbat față de ce a fost sezonul trecut? Da, e o schimbare și la ei. Au adus foarte mulți jucători noi, încă nu au legate așa bine pe poziții, cum să zic, jucătorii nu s-au integrat așa bine, dar o să fie și o echipă foarte bună anul acesta. Ți-ai fi dorit să fiu și la Olimpiadă, dacă s-ar fi putut? Normal că fiecare jucător dorește să meargă la Olimpiadă, dar așa a fost decizia clubului. Vreau să dau totul aici și cu siguranță o să fie bine și pentru cei care merg la Tokyo. Le doresc multă baftă și sper să vină cu medale de acolo. Crezi că pot cuceri o medalie la Tokyo? Mai vorbești cu colegii de la jucători? Mai vorbesc, da. De ce să nu pot aduce o medale? Pentru că sunt jucători foarte buni și acolo. Sunt jucătorii care au jucat în România, în străinătate și sper să facă o figură frumoasă acolo.